Consilierii locali din Baia de Arama au hotărât că nu vor crește tarifele la apă și canalizare, cel puțin de la 1 februarie. Aleșii locali spun că nu există o explicație fundamentală din partea SECOM pentru a mări tariful. Tot în cadrul ședinței de Consiliu Local s-a decis ca ajutorul de înmormântare pe care primăria îl oferă familiilor aflate în situații critice să fie mărit la 1000 de lei. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, ce vor fi practicate de societatea SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin, începând cu data de 1 februarie 2021. Consilierii locali din Baia de Arama au decis că nu vor crește tarifele la apă și canalizare de la 1 februarie. Primarul orașului spune că aceste majorări nu erau justificate. Am aprobat noua organigramă și am respins cererea celor de la SECOM cu privire la majorarea prețului de apă, fiindcă am cerut și le cerem o fundamentare a acestui preț mărit. Nu știu ce să spun aici, vom vedea cum fundamentează această majorare cei de la SECOM Drobeta Turnu Severin, după care în Consiliul Local se va decide. De luna viitoare, ajutorul de deces va crește pentru familiile nevoiașe din Baia de Aramă. Dacă până acum locuitorii orașului primeau 500 de lei, de luna viitoare aceștia vor încasa 1000 de lei. Am considerat că este o sumă prea mică pentru aceste familii și începând de luna viitoare vom hotărâ în Consiliul Local să majorăm de la 500 de lei la 1000 de lei pentru familiile nevoiașe. În cadrul ședinței de Consiliu Local a fost pus la punct și un proiect pentru ecologizarea apelor. Avem și un plan. Oricum este foarte bine vulva pentru Brevina. Avem o hartă. Aici o să vină colectorul acela de peturi. Deci e un proiect luat de pe Criș. E un proiect foarte mare asta. Cel mai bun proiect pe care l-a să adună toate peturile acolo. Noi avem să le schimbăm gabile acelea de fier. Schimbăm, punem altele și așa mai departe. Și un gard. Gardul ăsta, gard electric, care o să-l montăm de acolo, pe culme, de la Brevina și până la Gorgan. 7 km avem de gard electric. Și bazinul acesta. Totodată, primăria orașului Baia de Aramă a achiziționat și un utilaj nou de intervenție în cazul în care vremea rea va îngreuna traficul.